Este respectare, nu este iubire, ci obișnuință. Mai eu nu sunt chiar total de acord cu tine, pentru că, uite, de exemplu, ai colegi, da? Lucrezi într-un colectiv. Te-ai obișnuit cu ei, că lucrezi de 10 ani, de 5 ani, de 15 ani, de nu știu ce. Dar dacă pleacă un coleg, nu? Demisionează. Se duce, că nu mai are chef să mai lucreze acolo, sau îl dă afară, sau poate e mai în vârstă, iese la pensie. Plângi după el? Suferi că a plecat? A, uite, m-a plecat și ăsta, nu știu ce. Știi? Să aibă drum bun, să-i fie bine. Și s-a terminat toată chestia. De dacă se întâmplă ceva cu persoana, cu soția sau iubita sau nu știu ce, e la fel? Zic eu că nu e aceeași situație.